Slavă Tatălui cel
adres slăbitului creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstii de viață făcătoare Sfintei Cruci, cu protirile cinstitilor cerești și rupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan.
să fie peste voi toți, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Aceasta este cea mai mare binecuvântare pe care o dă Domnul Maica Domnului. Stă la poarta Raiului și ne așteaptă pe copiii și ne deschide larg ușa împărăției, ușa milostivirii, ca să intrăm la cină cu Hristos, Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Iată că acest Sfânt a copertut al Maicii Domnului de la Patrine și Sfântul și astăzi, pentru că mărturie există Biserica de Patrine, unde Maica Domnului a primit Sfântului acoperământ, este și astăzi, cu Dijosul ajung acolo, să se roagă în acea biserică din Patrine, în Turcia, dar acoperământul ei este și astăzi peste poporul drept păritor. Iată că trăim vremuri de încercare, de suferință, de boală, vremuri în care Dumnezeu ne pedepsește pentru că ne-au îndepărtat de El de mai mult omului, în boli, în suferințe, dar cei care spun că trebuie să mai mult omului, cei care au pe Maica Domnului ca mamă, ea nu-i lasă pradă morții, ci aduce în fața lui Hristos, voioși și sănătoși, și cu râvnă și iubire pentru Maica Domnului. Așadar, mai mult ca oricând, se depune în nădejdea Maica Domnului, pentru că ea cu primul de sunt ele, credința se rărește, necredința sporește, teama de păcat, de boală, frica. În fața acestor erici, singura nădejde este Maica Domnului. Prin Sfânta Sa Ioan, prin Sfântul Ei Acoperământ, Popor, care numai ea, ca mamă, ne poate salva, ajuta de toate cazurile care sunt. Frumos spune, bucură-te bucuria noastră, acoperi-te nu din tot răul, boala, suferința, necazul, cu al tău cinstit acoperământ. În această vedere, ea mai ca Domnul ne acoperă